Yo, salutare oameni buni și nebuni, bine v-am regăsit cu un nou episod din seria mea la Need for Speed Underground Redux. Nu uitați să apăsați butonul de like, haideți să strângem cât mai multe like-uri la acest episod nou. Și da, hai să continuăm. Am reușit să găsesc repede setarea aia pentru kilometri la oră, pentru că știu că, na, poate aveți o problemă cu ea. Și da, haideți să continuăm, să dăm customize, să nu dăm. Eu zic să dăm puțin la performanță, dar nu, stai că nu am deblocat performanța, firar să fie. Atunci mai așteptăm, mai facem câteva curse. Rookie Tournament. Ce e asta? Mamă, câți bani! Super tare! Hai să dăm pe hard, frate. Pana mea. Ne permitem, nu? Ar trebui să fie ok. Hai, mă, frate. Turnament. O să fie destul de lung, dar... Bă, îmi asum riscul. Mamă, cât de bine arată să-mi bag piciorul. Deja au început băieții să-și tuneze mașinile, iar ăsta... Mamă, eu acum observ. Noi trei avem aceeași mașină. Nu, noi patru, hă? Sau... Eu nu prea știu. Habar n-am, ăla a făcut accident. Fraierul, haha. Deja m-am învățat, mi-am intrat în mână. Uite mă, kilometri la oră, parcă e altceva, nu? Eu de obicei nu prea mă uit acolo în colț. Prea sunt obișnuit, îmi place să mă uit așa, fix pe mijlocul ecranului. Sau, în cazul nostru, mă uit mai mult. Da, ai putea să spui că mă uit la mijlocul ecranului pentru că, în general, sunt atent la drum. Gen în față, prea... Am așa o vedere foarte bună acolo. Dar, na, de data asta chiar am fost pe fază, trebuia să schimb kilometrajul și să fie mișto. Și da, e super tare. Ok, sper să nu se audă bormașina vecinilor. În timp ce filmăm, ar fi super. Bun, am scăpat de primul tur. Mai e încă unul. Mamă. Ce urât a fost asta. Foarte urât. Aici ceva nasol, o curmă nasoală. Da, hai că nu facem accident. Stați calmi, e în regulă. Aoleu! Mamă, am mai luat niște punctulețe. Cât pe aici, frate, cât pe aici. Văd că deocamdată se cam repetă locațiile, da, e în regulă. N-aveau așa mulți bani ăștia de la ei atunci când a apărut jocul. Bun, asta presupun că a fost prima cursă, bineînțeles că am câștigat. 8 puncte, următorul. E foarte, foarte dificil câteodată la turneele astea. Dar sunt un om de cuvânt, 5 curse pe episod. Dacă 5 curse o să facem. Ce bonetă are aia, frate. E cât ea. E iarăși asta cu mașina lui tunată. Îmi place. Adică... Are un spoiler frumos așa în spate. Măcar nu e stoca mea. Dar tot eu sunt mai șmecher. Îmi place cum arată pe varianta albastră. Bine, pot să-mi o schimb oricând, dar nu prea vreau. Vreau să strâng bani și poate mi-au ceva mai șmecher. Cine știe? Opa. Intrăm în drift. Bun, perfect. Păi și care e diferența?
Mamă, e aproape. Hai, frate, nu vreau să pierd nicio cursă deocamdată. Să fiu așa, pe locul întâi mereu. Naiba, la cât de bine trebuia să fac drifturile în split second. Zic și eu că mă descurc acum binișor în underground. Plus că jocul nu e foarte greu, e foarte arcade. Te lovești de pereți, n-ai nimic. Nici măcar nu se zgârie mașina. E tank. Mazda e tank. Ca să nu știați, armata română vrea să cumpere niște Mazda-uri, că sunt mai bune decât tankurile pe care le au acum. Oho, 3 secunde. Mamă, m-am dus bine. Mai zic ceva. Noroc cu setările mele de la OBS, de-aia probabil mă și auziți așa din când în când. Pentru că nu vreau să am înregistrarea continuă, pentru că s-ar putea să auziți brr 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 pe fundal și nu e ok. Ce frumos arată acolo, Need for Speed Redux. Așa, și următoarea cursă, cred că în total sunt 3 curse la fiecare turneu, adică nu văd de ce ar fi mai multe. Da, știu, ecranul se blochează, asta pentru că e din cauza optimizării. Adică, na, fiind un joc vechi, noi îl jucăm în 2019. Na, compatibilitatea e cam nasoală. Și te scoate pentru o secundă din joc și OBS-ul cum înregistrează doar ce e în joc, rămâne imaginea blocată. Dar e ok, prefer să fie imaginea blocată decât se vadă desktop-ul meu. Grand Underground 1. Deja îmi imaginez un mod în care să fie numere românești. Plăcuță, gen un numere românești. mai schimbăm puțin. Fii atent. Așa, da. Ia uite, McDonald's-ul. Cartofiori. Mamă, deci pe aici este locația mea preferată. Adică uitați-vă cât de frumos se vede acum cu luminile noi și texturile noi. Wow, îmi plăcea și înainte, dar acum e genial. Hai că o ducem bine, văd. Deocamdată chiar o ducem bine. Ce drift nebun. O ducem chiar super, super bine. Adică e mare lucru să te ții așa bine, să te plimbi cu mașina. Asta e mai mult plimbare, nu e cursă. Dar o să fie și curse grele, credeți-mă. Deocamdată doar admirăm mașina asta stock. Am o frate. Ah, cât pe aici. Era să o pățesc. Uf, mamă, ce nașpa mi-am luat-o. Hai cu accelerația aia. Vezi că iau locul 2 acum, parcă văd. Ce m-a costat scurtătura aia, mamă, nu vine să cred. Mai putem noi să ne revenim? Nu cred. Suntem prea în spate. O greșeală și gata. Wow! Și mai mare greșeală. Ia uite, bă, ce... M-am stricat așa la final. Era bun și locul 2. Și mă depășește și asta? Hai, las-o, naiba. Nu trebuie să mă las depășit nici de asta. Unde te bagi, mă? Spune-mi, te rog, am câștigat. Am câștigat. Da, a fost... Era să mă bată, mă, Ștefan ăsta.
microfon. Perfect. Totul e bine când se termină cu bine. Să dăm customize. Da, mă enervează, frate. Nu vreau să cumpăr mașină nouă, vreau să umblu puțin la mașină. Care-i diferența? Abar n-am. Oricum, nu vreau să exagerez prea mult cu mașina. Că poate cine știe. fără cauciucuri noi. Beautiful, ain't it? I gave them the edge, and they blew it. You think you're better? Prove it. And maybe I'll help you out. Win, and I give you an engine upgrade. Ooh. TJ. Ok, TJ. Avem un time trial de la TJ și zice că ne dă un motor nou, un engine. Da, un motor nou. Super. Hai pe hard. Hardcore, așa. Ăla-i. Acum trebuie să nu facem greșeli. Se ține bine mașina. Ia uite-mă și mișto să ține. Hai că-mi place. Trafic nu avem. Din câte observ. Ce nasol a fost asta? Exact ce v-am zis cu accidentele. Nu pățești nimic. E în regulă. Este chiar în regulă, frate. Bun, iarăși ceva nasol acum. A fost mai ok decât mă așteptam asta. Mamă, mai avem 20 de secunde. Scurtături la greu. Poate reușim. Hai. Hai pe ei, pe mama lor. Mamă, 2 secunde. Mai aveam 2 secunde și pierdeam, ești nebun? Hai. Dă-mi coace motorul. Păi, motorul e mai bun, frate. Logic. Și hai să mai facem, avem circuit nou. Poți să mi-l instalezi? Asta e așa. Păi stai, mi-am ales, am crezut că... Bă, ce naiba? Urât. Foarte urât. Făcut tot în penie. Vrea să-mi aleg cauciucuri. Asta e. Of, ce prostie. Acum trebuie să dau pe hard. Ca să mai recuperez puțin. Da, nașpa. Opa. Tipa cu bonetă iarăși. Mă, văd un Ford și 2 Volkswagen-uri, deci mașini stock, nimic deosebit.
S-a schimbat puțin și locația. Exact ce ne trebuie ca să fie un joc frumos. Clar, pe aici mergem. Doar că trebuie să avem grijă, să nu facem prostii, cum am făcut mai devreme. Adică mi-au avantaj de secunde bune și după aia mă bușesc cu mașina și adio cursă. Nasol așa. Oricum, turul nu e foarte lung. Din câte văd eu pe aici. Hai mă. Foarte greu să faci un remaster. Adică nici nu vreau să-mi imaginez ce muncă Titanic a făcut ăla. Ca să iasă așa. Adică un, să zicem, e mai mult un remastered. Da, e mai mult un remaster, pentru că dacă zice Redux, înseamnă că e refăcut jocul aproape în totalitate. Bine, păstrând originile. Dar dacă faci remaster, în general faci la texturi, lumini, umbre, ceva detalii. În general mai mult chestii de lightning și lighting și așa, efecte, umbre și cam atât. Texturi, da, și texturi. Dar oricum, șmecher. Wow, dar ce avans mi-am luat. Fii atent că fac cursa asta mișto. Revanșa. Dar chiar îmi place Mazda asta. E super tare. Se controlează finuț așa. Ia, Golf. 5 secunde, Legereanu, frate, Legereanu. Hai să continuăm. Bun, am și la dispoziție acum ceva bănuți. Încă aștept mașina aia nouă. Adică astea sunt toate pe care le pot alege. Momentan nu știu dacă să-mi iau altă mașină sau nu. Eu am zis că e mai bine să aștept măcar încă, bă, nu știu, 2-3 curse. Așa că în episodul viitor cred că o să fac asta. Ori o să investesc în performanță și în aspect, facem mai frumoasă mașina, adică, ori cumpărăm alta nouă și vedem ce facem. Oricum, puteți să-mi lăsați și voi sugestii în comentarii. Cam asta a fost cu episodul de astăzi. Nu uitați, subscribe, apăsăm pe clopoțel, like pentru acest episod și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!